binecuvântări și blestemuri capitolul 27 legea să se scrie și să se citească Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului Păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi după ce veți trece Iordanul ca să intrați în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău să ridici niște pietre mari și să le tencuiești cu var să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta după ce vei trece Iordanul ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. După ce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea pe care vă poruncesc azi să le ridicați și să le tencuiți cu var. Acolo să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre peste care să nu treacă fierul. Din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi de tot Domnului Dumnezeului tău, să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit. Moise și preoții din neamul leviților au vorbit întregului Israel și au zis, Israele, ia aminte și ascultă! Astăzi tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. Să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile lui pe care ți le dau astăzi. Binecuvântările de pe muntele Garizim și blestemurile de pe muntele Ebal. În aceeași zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului. După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Garizim ca să binecuvinteze poporul, iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel. Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter și care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul să răspundă, Amin. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. Și tot poporul să răspundă, Amin. Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproape lui său și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei. Și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său. Și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu sorul sa, fica tatălui său sau fica mamei sale și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră sa și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat, și tot poporul să răspundă, amin. Blestemat să fie cine nu va împrimi cuvintele legii acesteia, și cine nu le va face, și tot poporul să răspundă, amin.